Comasarea liceelor Vâlcene General Magheru Henri cu Andă Ferdinand a fost respinsă de cadrele didactice care au motivat, printre altele, și pierderea locurilor de muncă și situația dificilă în care ar putea fi puși elevii, pentru că în acest context liceul General Magheru ar dispărea. Lucru care noi îl vedem un pic ne la locul lui sau o apreciere pripită, fără bază solidă. Însuși, dacă ne uităm la bazele materiale celor trei licee, liceul nostru depășește cu mult dotarea tehnică și ca spațiu și ca dotarea a spațiilor existente, gândindu-ne că ar fi mult mai nimerit ca liceul nostru să fie transformat într-un centru de pregătire profesională pentru întregul județ Vâlcea. Suntem trei licee tehnologice care, după câte înțelesem eu anterior la ședințele cu directorii, se pune accent pe dezvoltarea economiei, da? Se pune accent pe dezvoltarea liceelor tehnologice și pe pregătirea viitorilor specialiști. Nu înțeleg de ce s-a căutat o desființare a unei școli și comasarea în alte două școli, atâta timp cât și ei pregătesc elevi în anumite domenii, specializări, ca și noi, ca și Ferdinand. Deci ar trebui să punem accentul pe pregătirea copiilor, pe viitorul țării, pe viitorul economiei, nu pe desființarea unor licee. Dimpotrivă, ar trebui să pun accent pe întărirea poziției liceelor tehnologice. Primăria a luat în calcul mai multe variante pentru felul în care ar putea fi folosit sediul Liceului General Magheru în cazul unei eventuale comasări. Ar putea fi folosit pentru locuințe, pentru sediul al Universității din Pitești sau pentru sediul unei instituții subordonate Primăriei Râmnicului. Ce se va realiza dacă se va face această comasare cu clădirea? Am auzit foarte multe variante, că vine Universitatea din Pitești, că faceți locuințe sociale? Da, se pot face locuințe sociale, se poate muta sediul în altei societăți a primăriei. Deci nu asta este problema, este problema de a reduce cheltuielile. Deci trebuie să reducem cheltuielile pentru că deja cei de la Ministerul Învățământului le-au impus anumite prețuri pe elev și ei trebuie să încadreze într-un buget. Domnul Gherghinar nu are cum să încadreze. În urma discuțiilor a fost stabilit faptul că această comasare are mici șanse să se realizeze pentru că ducerea la capăt a propunerii ar afecta atât elevii cât și cadrele didactice. De asemenea, Inspectoratul Școlar Vâlcean dorește ca începând cu anul școlar 2014-2015 numărul claselor liceelor să fie modificat. Prin urmare, vor fi suplimentate locurile pentru unitățile de învățământ cu un număr redus de elevi. Acest lucru se poate întâmpla numai în condițiile în care se obțin niște avize prealabile. Avizele acestea prealabile sunt date de Consiliul Consultativ al Inspectoratului Școlar, care se va întâlni vineri, de Comitetul Local de Dezvoltare și Parteneria Social și de Ministerul Educației Naționale. Sunt trei avize față de care nu se poate ajunge la această comasare. Din discuțiile pe care le-am purtat cu cele de PSU și cu Ministerul, nu este agreată această comasare, rămâne să ne întâlnim și să parafăm prin procese verbale aceste hotărâri. Deci, din punctul meu de vedere, a fost o variantă de lucru, dar asta nu înseamnă că se și pune în practică.